Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Cristina și tipul de clip pe care o să-l filmez astăzi nu l-am mai filmat de foarte, foarte mult timp. Este vorba despre trei parfumuri, dupuri, deci copii după parfumuri celebre, replici sau eu știu fiecare cum le spune, dar pentru anotimpul rece. Am selectat din mica mea colecție, să-i zic, trei dupuri care mie mi se par potrivite pentru sezonul ăsta friguros, ploios, cu zăpadă, pentru iarnă, într-un cuvânt. Toate trei sunt de la Lidl, de la brandul Essence. Prin alte țări el este cunoscut ca și Ora, dar la noi se numește Essence. Și două din ele le-ați mai văzut într-un clip cu review-uri, dar ultimul este o achiziție nouă, o descoperire nouă și o surpriză foarte, foarte plăcută. O să încep cu primul și cred că unul clasic. Este vorba despre Essence de Amor, By Suddenly. Este o copie, un dupe, după Cacharel Amor Amor. O să vedeți că și ambalajul este similar, e cu roșu, mie mi se pare sticla foarte elegantă și este o copie reușită a lui Cacharel. Sigur, nu are aceleași proprietăți tehnice, să zic, deci același siaj, aceeași persistență și se vede că ingredientele nu sunt chiar atât de calitative ca și la Cacharel, dar în orice caz este o copie bună, reușită și pentru că dă senzația asta de căldură, de cald, de bine, de cozy, eu l-am selectat ca și un parfum potrivit pentru iarnă. De altfel și ambalajul ăsta cu roșu parcă îți pune sângele în mișcare, parcă te încălzește numai uitându-te la el. Mie mi se pare o alegere foarte, foarte potrivită pentru iarnă, așa că este pe locul 3 în selecția mea. Un alt parfum care mie mi se pare potrivit pentru sezonul ăsta, dar nu este o alegere pe care ar face probabil oricine, eu zic că e o alegere un pic riscantă, este acest Essence de Agua Marina, tot By Suddenly, care este un parfum din categoria fresh, din categoria acvatică. Poate unele din voi l-ați prefera vara, dar eu tocmai pentru faptul că mi-amintește de vară și că îmi amintește de mare, de soare și de căldură, aș îndrăzni să îl port iarna. Căldura este similară cu a celuilalt, elegantă, frumoasă, verdele ăsta pal te duce cu gândul la prospețime, la apă, la natură, la verde, exact ceea ce ne lipsește iarna. Așa că, după părerea mea, ăsta merită încercat iarna și numai așa ca un balsam pentru suflet ca să ne amintească de zilele frumoase și de natura plină de viață pe care o avem vară. Este o copie, bineînțeles, un dupe, după Acqua di Gioia de la Giorgio Armani, un dupe foarte, foarte reușit și chiar dacă nu este o alegere clasică pentru iarnă, eu totuși am inclus-o și sunt convinsă că o să o port în iarna asta. Sper să fiți de acord cu alegerea mea. Arătați-mi printr-un thumbs up sau thumbs down la clipul ăsta dacă vă place alegerea asta pentru iarnă. Iar ultimul parfum pe care o să vi-l arăt astăzi, care este de fapt primul în top, este acest Essence Eternel by Suddenly. Așa arată ambalajul. Este acest auriu și cutia și sticluța. Și acesta este tot de 100 de mililitri, tot eau de parfum și este o copie după Eternity de la Calvin Klein. După părerea mea, o copie foarte reușită, deși, din păcate, nu are chiar aceleași caracteristici tehnice, nu are aceeași persistență, la mine durează câteva ore, nu are nici același siaj. După părerea mea, siajul este moderat spre mic la parfumul ăsta. Calitatea ingredientelor se vede că este mai scăzută decât la original, decât la Eternity, dar mirosul, aroma, după părerea mea, e copiată foarte bine. E și acesta un parfum cald, care te învăluie, care te încălzește. Auriul ăsta de pe sticlă, de asemenea,
Îți dă o dispoziție bună, de căldură, de luxuriant și este o descoperire mai nouă. L-am luat nu de foarte mult timp din Lidl și el a fost la un preț foarte, foarte mic, cred că 20-23 de lei. Sunt convinsă că o să îl port de o să îl nebunesc pentru că îmi place atât, atât de mult. După părerea mea, locul întâi, Essence Eternel. Dacă îl găsiți, puneți mâna pe el, că vă spun, este o comoară. Chiar dacă trebuie reaplicat un pic mai des, la prețul ăsta nu o să vă pară rău și este, după părerea mea, o aromă care merge cam la orice ocazie. Merge și ziua, merge și mai de seară, și e versatil și exact așa cum îi spune și numele, este etern, e clasic, e evergreen și nu cred că există vreo ocazie în care să dați greș cu el. Acestea au fost alegerile mele ca și parfumuri de iarnă. Repet, sunt dupuri, sunt copii, replici ale unor parfumuri celebre. Spuneți-mi în comentarii dacă sunteți de acord cu selecția mea. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și ne vedem în clipul următor. Pa, pa!